De aproape un secol, Clujul fremătă, visează, respiră și vibrează la cea mai mare intensitate de fiecare dată când se ciocnesc pe teren, pe străzi și în tribune UŞI CFR. Șepcile roșii au de partea lor tradiția și un capital de fani net superior rivalilor din Gruia, care se laudă însă cu trofeele numeroase cucerite într-un timp record de la revenirea în prima ligă. Din 1920 încoace, Clujul iubește și urăște, râde și plânge la fiecare duel dintre Universitatea și CFR. Cel mai vechi derby din istoria fotbalului românesc a ajuns într-un moment de apogeu. Pe un stadion de 5 stele, UŞI joacă pentru orgoliu, pentru suporteri și pentru a pune capăt unui blestem ce urmărește de 40 de ani în confruntările cu CFR, care în urmă cu 4 ani și o zi își începea hegemonia în fotbalul românesc în urma unui succes obținut chiar în fața șepcilor roșii. De la această oră, Bogdan Socolul vă spune bună seara și vă invită să rămâneți pe Digi Sport 1 pentru derbiul UCFR din etapa 31 a Ligii 1, Bergambir sau Cluj contra Cluj, cum a fost prefațat acest duel în presa locală. Pentru U este cel mai important meci al sezonului, o victorie cu CFR face cât un titlu, declarau șepcile roșii, în timp ce gruparea din Gruia este convinsă că un succes astăzi ar apropia-o și mai mult de al treilea trofeu de campioană din ultimii 4 ani. Pentru această partidă, Claudiu Niculescu trimite tot ce are mai bun pe teren în fața CFR-ului. Sunt aproximativ 20.000 de fani în tribunele Cluj Arena, pregătiți de un spectacol cum nu s-a mai văzut până acum la Cluj. Așadar, numai puțin de 5 modificări făcute de Claudiu Niculescu față de meciul cu Sportul Studențesc încheiat la egalitate 1-1 pe teren propriu. Bornescu este în poartă, Dorinel Popa, George Galamaz, Lucas Sucala și Gaston Mendy în defensivă, Maria Cristescu, Ovidiu Hoban și Laurențiu Marinescu în linia de mijloc, în atac Vlad Morar, Gicu Grozav și Adrian Cristea. 5 schimbări așadar la U față de partida cu Sportul. Hoban, Laurențiu Marinescu, Adrian Cristea, Grozav și Suca la apar în locurile lui Păcurar, Boșină, Cojornean, Drăghici și Abrudan. La CFR Cluj, Ioan Andone a făcut și el 4 schimbări față de victoria cu Dinamo 1-0 din Ștefan cel Mare. Încep astăzi ca titular la CFR Beto, Lion, Cadu, Maftei, Camora, Ora, Gabi Mureșan, Godmeș, Rui, Pedro, Roni și Subu. L-am văzut și pe arbitrul acestei întâlniri, Alexandru Tudor, ajutat de asistenții Cristi Nica și Vasile Marinescu. Cele două formații își fac apariția pe teren înaintea celui de-al 26-lea duel în prima ligă între cele două formații. Până acum U a obținut doar 3 victorii față de cele 12 ale ceferiștilor și ultimul succes al lui U a venit în urmă cu 40 de ani, pe 3 mai 1972, 1-0. Însă ultima victorie a lui U în fața rivalilor locale a venit în Liga Secundă în urmă cu 20 de ani în Divizia B. La general au fost 63 de meciuri în toate competițiile, 26 de victorii pentru U și 19 pentru CFR. Din acest punct de vedere, U domină duelurile cu cei de la CFR. Acest derby al Clujului, Lucas Suca la germanul cu origini poloneze pentru U, Ricardo Cadu la CFR, cel mai longeviv jucător al CFR-ului din primul 11, din 2006 joacă Cadu, joacă Ricardo Cadu la CFR. Vedem și echipa de start a lui Ioan Andone, spuneam 4 modificări față de partida cu Dinamo, Gabi Mureșan, Godmeș, Rui, Pedro și Hora sunt noutățile în primul 11, au dispărut din formula de start Peralta, Paharisare, Vranieș și Micoară. Godmeș și Rui Pedro sunt surprizele propuse de Ioan Andone pentru această partidă. Godmeș, mijlocașul francez de 28 de ani, care și-a început cariera la Montpellier, este titular astăzi, la fel ca și Rui Pedro, care a prins doar 3 meciuri în prima parte a sezonului, nu a fost utilizat prea des nici în retur. Astăzi Rui Pedro, fotbalistul venit de la Porto, în vârstă de 23 de ani, este titular la CFR Cluj. În tur,
Recuperarea din Gruia se impunea cu 3-1, goluri Weldon, Cadu și Capetanos respectiv Tony. În sezonul trecut au fost înregistrate două remize cu același scor, 1-1. CFR Cluj ocupă locul întâi înaintea acestei runde cu 61 de puncte, are cel mai tare atac, 52 de goluri și în același timp cea mai bună, una dintre cele mai bune defensive în campionat, 27 de goluri, vine după 3 succese consecutive la 0 cu Ceahlăul, FC Brașov și Dinamo. A început jocul de pe Cluj Arena cu Ucluj în posesie, o minge întoarsă pentru Suca la balon, de urmărire pentru Cicu Grozav, prelungire către Laurențiu Marinescu, rezolvă faza Cadu, capitanul CFR-ului, care spunea că își respectă rivala din această partidă. Este un meci capital, este partida anului pentru toți uiștii. Îmi doresc din tot sufletul să câștigăm, declara Claudiu Niculescu. Degajarea lui Bornescu în afara terenului este repunere de la margine pentru CFR-ul Cluj, locul 7 în acest moment, 44 de puncte. Încearcă să încheie sezonul cu o impresie frumoasă, iar aceasta poate fi oferită doar de un succes în fața marii rivale, mai ales că așteptarea depășește 4 decenii din 3 mai 1972. Cluj nu și-a mai învins rivala locală. Ultima victorie a CFR-ului pe terenul lui U a fost pe 7 mai 2008, în urmă cu 4 ani și o zi, o victorie cu 1-0 adusă de penaltiul transformat de Cadu și care a dus primul titlu din istorie pentru CFR și în același timp din istoria orașului Cluj-Napoca. Gabi Mureșan. Beto trimite pentru Lyon. Surprins în offside. Semnalizare de la margine asistentului Cristi Nica. Nu, mingea a ieșit în afara terenului. Vedem o banderolă neagră pe brațul lui Lyon. În acea situație sunt toți ceilalți jucători de la CFR Cluj, în semn de respect și de doliu pentru decesul în familie al președintelui Iuliu Mureșan. Foarte multă tensiune în teren, atmosferă superbă în tribune. Ca de obicei, fanii lui U creează o imagine splendidă înaintea într-un duel cu marea rivală, o pasă a lui Rui Pedro. Balonul este recuperat de cei de la Universitatea Cluj. Doar un succes a obținut U în cele 12 partide de pe teren propriu cu CFR. Gruparea din Gruia s-a impus de 5 ori pe terenul lui U. Pe Vechea Arenă, Ion Moina, l-am văzut în imagine și pe Ioan Andone, cel care a fost antrenor la U în sezonul 1994-95. El era pe bancă și în 2008 când CFR câștiga primul titlu din istorie, chiar în urma victoriei din ultima etapă în fața Universității. Alunecă în momentul centrării Camora, este out de poartă pentru Universitatea. Ioan Andone spunea, ne așteaptă un joc deosebit de important și de dificil, dar vrem să câștigăm cu orice preț pentru că ne-ar aduce titlul și mai aproape. Mai sunt 4 finale, cea cu Universitatea este prima dintre ele. Egalul nu ne-ar încânta, vreau să câștigăm și mergem pe Cluj Arena doar cu acest gând. Nu vom fi însă campioni nici dacă batem Universitatea.
declara Andone, care se așteaptă la un meci mult mai dificil decât cel din 2008. Atunci UE era deja retrogradată. Aici se pot întâmpla multe, este un stadion nou, o echipă foarte bună, declara Ioan Andone, nevoit ca și Claudiu Niculescu să își rotească mulți dintre jucători, asta din cauza ritmului infernal din finalul sezonului. U într-o acțiune în banda dreaptă, purtată de Hoban, centrare către Gicu Grozav. Balonul a fost trimis peste poartă de atacantul lui U. Grozav, 6 reușite în acest sezon. Ultima oară a punctat în victoria contra celor de la Gazmetan, s-a dat însă fault în atac. L-a ținut pe Roni. Laurențiu Marinescu este blocat de Roni. Va fi repunere de la margine. Laurențiu Marinescu, autorul primului gol într-un meci oficial în istoria Cluj Arena, în fața celor de la FC Brașov. Gaston Mendy într-un duel cu Nicola Godmeș, centrează Mendy, balonul depășește pe Beto, însă iese și în afara terenului. Nu a reușit să păstreze mingea în joc Vlad Morar, cel care a marcat 2 goluri în ultimele 2 runde în remizele cu Sportul și cu Dinamo. Golul împotriva Sportului studențesc a fost o adevărată capodoperă. Fault suferit de lui Pedro, a fost intervenția lui Hoban. Nu a fost Roni cel faultat. Lipsește deocamdată de la CFR Pantelis Capetanos, cel care a dus numai puțin de 11 puncte CFR-ului în 2012 prin golurile marcate în victoriile cu FCM Târgu Mureș, FC Brașov și Dinamo, victorii cu 1-0 și în remizele cu 1-1 contra lui Gazmetan și Sportul. Atacă cei de la Ucluj prin Adrian Cristea. Adrian Cristea pătrunde, care este întâmpinat de Cadu. Intervenție sigură a portughezului, care apoi este faultat de același Adrian Cristea. Foarte avansat stau de cei de la CFR Cluj în debutul acestei partide. CFR nevoită să rămână în propriul teren, aruncă de la margine Lyon spre Roni, deviere către Modusu cu senegalezul, protejează inteligent și apoi este faultat de Luca Suca la lovitură liberă pentru CFR Cluj, care a pierdut un meci de asemenea foarte important în acest sezon cu Alexandru Tudor la centru. Acel 2-3 împotriva lui Dinamo de la începutul lunii noiembrie în 2011. Depune de la margine pentru CFR Camora, mingea la Subu. A fost faultat senegalezul. Numai puțin de 10 pase decisive, galben văzut de George Galamaz. Am văzut și momentul în care Galamaz l-a lovit pe Subu, cel care era căzut
pe gazon, lovitură liberă, un corner mai scurt pentru CFR Cluj, o echipă care a marcat de 12 ori din faze fixe în acest sezon. Centrare pentru Roni, balonul a depășit pe Mircea Bornescu, este aruncare de la margine pentru CFR, l-am văzut pe Ioan Andone la cel de-al 12-lea meci ca antrenor contra Șepcilor Roșii, are 5 victorii, 5 înfrângeri și o remiză. Lion, cel care va arunca lung de la margine până în gura porții lui Bornescu. Sugu este blocat de Sucala. Din nou repunere de la margine pentru oaspeți. Șutează aici în forță. A fost offside, a fost șutul lui Ioan Hora și apoi s-a semnalizat offside de la margine. Minge intrase în poartă, însă după flerul lui Alexandru Tudor, într-adevăr, offside evident în care se afla Roni. Derajează Bornescu, balon recuperat de Camora, contract portughezul. Foarte determinați cei de la Universitatea, în debutul acestei partide. Îi vedem într-un pressing foarte sus. Balonul câștigat de Rui Pedro, internațional de tineret portughez. Acum a fost un hands al celor de la U. Claudiu Niculescu își înfruntă profesorul Ioan Andone. Între 2003 și 2005, Claudiu Niculescu l-a avut antrenor pe Andone la Dinamo, au câștigat un titlu. În Ștefan cel Mare, în 2004, Claudiu Niculescu a pierdut doar un meci după ce l-a înlocuit pe Ionuț Badea. În acest retur a fost acel 0-1 cu Pandurii. De altfel, Cluj a pierdut 3 partide pe teren propriu în acest sezon, toate pe Cluj Arena și la același scor 0-1 cu FC Vaslui, Steaua și Pandurii. Lovitura liberă pentru Universitatea, un moment extrem de important. Universitatea Cluj a marcat 12 goluri din faze fixe în comparație cu CFR, care are 19 reușite din aceste momente ale jocului. Îi vedem și pe suporterii CFR-ului, veniți într-un număr de aproximativ 600 pe Cluj Arena, distanță de 30 de metri față de poarta CFR-ului. Centrare respinsă de Roni, recuperează Adrian Cristea. Deviere către Cicu Grozav, mingea nu a fost galamaz, cât de mult a avansat stoperul lui U, a anticipat însă Beto. Lion, Sugu, faultat de Suca la lovitură liberă pentru CFR Cluj. Vedem aici pasa foarte bună trimisă pentru George Galamaz. Foarte inspirat a fost Vlad Morar, cel care a deviat spre Galamaz. Aici un fault făcut de Adrian Triste asupra lui Roni, asupra lui Lion în continuare. Acesta este căzut pe gazon. A pus o lovitură mai tare primită din partea golgheterului Universității, Adrian Cristea, 8 reușite
ultima în confruntarea contra lui Dinamo. În imaginea de mai devreme am văzut de ce UCFR este unul dintre cele mai frumoase derbiuri în fotbalul românesc, nu doar cel mai vechi, cu aproape 100 de ani de 100 de ani în spate, din 1920, la un an după înființarea universității. Cele două formații s-au întâlnit în 13 octombrie 1920, CFR câștiga atunci cu 8-0. Roni, deposedat corect, Gaston Mendy urmărit de Sugu. Mendy nevoit să întoarcă pentru Adrian Cristea. Adrian Cristea se descurcă, însă a scăpat mingea în afara terenului. Vedem aici faza la care Roni a reclamat fault, dar nu a fost contact, a observat bine această fază Alexandru Tudor. Claudiu Niculescu spunea că o victorie în această partidă ar șterge tot sezonul slab al universității, care și-a ratat obiectivul, calificarea în Europa League. Niculescu spunea că nu poate fi vorba de un duel al său cu Ioan Andone, este doar derbiul UCFR. Șepcile roșii au subliniat faptul că joacă doar pentru onoarea lor, nu jucăm nici pentru Steaua, nici pentru Petrolul, ci pentru mândria noastră și pentru suporterii Universității Cluj. Se va vedea în acest derby ce putere au fanii noștri și ce forță pot transmite jucătorilor. Recuperarea celor de la U. Ovidiu Hoban. O pasă spre Adrian Cristea, se opune Vasile Maftei. Aruncare de la margine pentru U. Gabi Mureșan nu reușește să recupereze acel balon. Continuă atacul gazdelor. Centrare respinsă de Ricardo Cadu. Se luptă Gaston Mendy cu Hora. Revine fundașul stâng al universității. Acum Modu Sugu îi fură mingea lui Mendy. Sugu cu o viteză foarte bună. Este însă deposedat impecabil de Adrian Cristea în aplauzele fanilor de pe Cluj Arena. Apoi se semnalizează offside la Vlad Morar. Semnalizarea i-a aparținut asistentului Vasile Marinescu. Am revăzut tacklingul impecabil al lui Adrian Cristea, care demonstrează că știe să care și pianul, nu doar să cânte la el, așa cum fusese acuzat în multe rânduri, că nu alergă, că nu recuperează baloane pentru echipa sa. Am văzut un Adrian Cristea foarte motivat în primele 15 minute și ceva mai devreme am văzut semnalizarea bună a asistentului Marinescu. Minge acum la Beto, cel care în urmă cu o săptămână a împlinit 30 de ani. Vasile Maftei pentru Camora. Defensiva neschimbată de Ioan Andone de 3 meciuri. CFR joacă în acești 4 oameni pe linia de fund. Lion, Cadu, Maftei și Camora. Adrian Cristea îl evită pe Nicola Godmeș. Cristea este deposedat de același mijlocaș francez, care spunea că a venit
la Cluj pentru a câștiga titlul cu CFR. A fost adus în iarnă pentru a umple golul lăsat de plecarea lui Renan Garcia la Sampdoria. Marian Cristescu astăzi la meciul cu numărul 100 în Liga 1, într-o incursiune în partea stângă. Marian Cristescu încearcă să treacă și de Cadu, se opune stoperul CFR-ului. Aruncare de la margine pentru Universitatea. Marian Cristescu, 3 goluri în acest sezon, în tricoul celor de la FC Brașov. Mendy, o centrare pe jos, însă care nu pune deloc în pericol poarta CFR-ului. Suntem în minutul 20, 0-0 între U și CFR. În derbiul Clujului, în etapa 31 din Liga 1, Bergambir, nicio ocazie până acum. Spectacolul din tribune a eclipsat până acum spectacolul așteptat în teren. Însă, așa cum spuneau cei de la Universitatea Cluj, fanii Șepcilor Roșii pot să transmită o forță nepănuită jucătorilor, o energie pozitivă care să facă diferența în acest derby de tradiție al fotbalului românesc. Recuperează acest balon Ioan Hor, a revenit după o suspendare care l-a ținut în afara lotului la CFR în partida contra lui Dinamo. Rui Pedro spre Modu Sucu, întâmpinat de Gaston Mendy. Sucu cu o viteză în plus, este blocat de Mendy și nu obține nimic. A revenit foarte bine fundașul stâng al Universității și a reușit să îl oprească pe conaționalul său. O decizie corectă. Din nou a prigăzii de arbitri. Degajează Pornescu. Minge respinsă de Vasile Maftei. Și el chinuit de o accidentare extrem de serioasă care l-a ținut în afara gazonului aproape un an. Marian Cristescu, balonul este recuperat de Rui Pedro, pasă către Modu Sucu, Sucala și o intervenție extrem de sigură a fostului fundaș al Gloriei Bistrița. Sucala, capitan astăzi la U. Păcurar, Boștină și Abrudan sunt ceilalți jucători care poartă banderola pentru Șepcile Roșii. Boștină și Păcurar sunt pe banca de rezerve. Abrudan neinclus în lot de Claudiu Niculescu. Aruncă de la margine Lion. Trimite către Roni. Lovitură de colț pentru CFR. Execută scurt această lovitură de colț ce de la CFR, centrarea lui Lion, iese Pornescu, respinge până la Gabi Mureșan, ratează însă șutul și este penalti pentru CFR Cluj, penalti scos de Gabi Mureșan, o fază extrem de importantă în acest joc. Gabi Mureșan obține o lovitură de la 11 metri și istoria din urmă cu 4 ani s-ar putea repeta.
Cadu, cel care va încerca să își aducă echipa în avantaj, la fel cum s-a întâmplat și pe 7 mai 2008, atunci fusese un hands al lui este penalti pentru CFR Cluj. Cadu a ratat ultimul penalti în fața Brașovului. Să vedem dacă acum Bornescu va reuși să apere lovitura de pedeapsă. Cadu față în față cu Bornescu și este gol! Gol pentru CFR! Bornescu a ghicit colțul, însă Cadu a executat foarte bine și urmează momentul de revanșă, se încing spiritele. Iată-l pe Bornescu, foarte nervos, deja tensiunea își spune cuvântul. Bornescu este împins de Sucala, ținut de mai departe de zona acelui conflict. E drept însă că Ricardo Cadu a inflamat primul spiritele, ducându-se în dreptul fanilor Universității după acest penalti. În 2008, Pilica făcea un hands în careu și CFR-ul beneficia de un penalti transformat de Cadu, care avea să aducă titlul în Gruia. Acum, iată-l pe Bornescu, își continuă duelul verbal cu Ricardo Cadu. Și Sucala și Cadu își aruncă mai multe cuvinte grele. Alexandru Tudor așteaptă să se calmeze spiritele și apoi va lua câteva decizii. Vom revedea ce s-a întâmplat și acest penalti acordat, aș putea spune, destul de ușor. Alexandru Tudor are un cartonaș roșu în mână. Să vedem pe cine va trimite deja spre vestiare. Bornescu și Cadu eliminați. Practic, oamenii care au stat față în față la penalti sunt, văd cartonașul roșu. Acest duel pare să continue și în drumul spre vestiare între Cadu și Bornescu. În poarta Universității va intra Ionuț Boșner. Să vedem pe cine va scoate din teren Claudiu Niculescu. Un derby care până în minutul 23 nu anunța aceste evenimente reprobabile. Bornescu este aplaudat de fanii Universității. Cadu vede cartonașul roșu, machiază însă un gol care o menține pe CFR pe primul loc, la o distanță sigură de urmăritoarele sale. Gabi Mureșan a scos penaltiul pe care Cadu l-a transformat al cincilea gol din acest sezon, marcat de Ricardo Cadu. Iată penaltiul transformat cu siguranță de Cadu. Bornescu foarte nervos și iată reacția lui Bornescu. Acesta fuge spre Cadu. Îl îmbrâncește, e drept și portughezul se prăbușește prea ușor, însă ce căuta Bornescu? Și deja lucrurile iau razna aici la Cluj. Toți jucătorii Universității se duc spre vestiar. E posibil ca acolo să fi continuat duelul devenit tot mai aprins între Bornescu și Ricardo Cadu. Cei de la CFR au rămas majoritatea pe teren. Toți jucătorii lui Claudiu Niculescu s-au dus spre vestiare. Sunt momente, aș putea spune, fără precedent în ultimul deceniu în Liga 1. Foarte multă tensiune acumulată.
Și totul a pornit de la acel gest instigator al lui Cadu, care s-a dus spre vestiare. Marian Cristescu revine primul dintre jucătorii Universității pe teren. Rămâne de văzut ce s-a întâmplat și e posibil să mai asistăm la eliminări. Arbitrul Alexandru Tudor încă nu a revenit de la din tunelul care duce spre vestiare, probabil a rămas să vadă ce s-a întâmplat acolo. Momente absolut unice. Ioan Antone într-un dialog destul de aprins și cu Sucala. Totuși, spiritele ar trebui să se calmeze, pentru că mai este mult timp până la finalul acestei partide. Fiecare echipă are șansa sa. Ioan Antone face semne către jucătorii săi să iasă de pe teren și rămâne de văzut ce se va întâmpla, ce decizie se va lua în urma acestui derby al Clujului, care promitea foarte multe, însă iată că situația degenerează. Vom vedea și de unde a pornit întreg acest scandal. Sunt momente de neînțeles, sunt momente care nu fac cinste unui asemenea derby, cel mai vechi din istoria fotbalului românesc, nu fac cinste unui fotbal care ar trebui să devină din ce în ce mai curat. Iată aici momentul în care Gabi Mureșan cade în careu, ratează șutul. Este un luft al lui Mureșan de lângă Adrian Cristea, un penalti acordat foarte ușor, aș spune, de Alexandru Tudor după aceste reluări. Apoi penaltiul transformat de Cadu și gestul portughezului care a instigat galeria lui U și în același timp Bornescu a avut și el o mare parte de vină, întrucât s-a dus după capitanul CFR-ului, l-a pruscat și de acolo a pornit toată această nebunie de pe Cluj Arena. Jucătorii Universității sunt toți acum pe teren într-un moment în care nu știm ce se va întâmpla. Iată, vedem penaltiul transformat de Cadu. Acesta fuge glonț către peluza în care se află galeria șepcilor roșii. Bornescu foarte nervos. Și iată această cursă infernală, aș putea spune, a portarului Universității. Un gest absolut stupid al portarului de la U. Eliminările corecte. Cadu, pentru că s-a dus și a instigat la violență, a instigat galeria lui U. Apoi Bornescu pentru această reacție asupra lui Ricardo Cadu. Nu am înțeles însă de ce jucătorii lui U au fugit toți către vestiare în momentul în care Cadu și Bornescu se duceau erau pe tunel. De la acel moment lucrurile pur și simplu au ieșit din sfera normalului. Ioan Antone a făcut semne jucătorilor săi să iasă de pe teren. Dacă meciul nu va mai continua, atunci se vor analiza și evenimentele care au
ajuns la această decizie a CFR-ului. Atunci când o echipă se retrage de pe teren, practic pierde cu 3-0, însă e posibil ca Liga Profesionistă să aibă de luat niște decizii extrem de severe. Continuă aceste momente de tensiune din fotbalul românesc. Duminică la Rapid FCM Târgu Mureș am asistat la un gest golănesc al un gest golănesc al preparatorului fizic Diego Longo asupra lui Anton Hereșteanu. Observatorii Gheorghe Nedelescu și Gheorghe Moise analizează situația de aici, de la Cluj, și cât de curând vom avea o decizie finală, o decizie oficială în privința continuării acestei partide. Este un moment în care doar galeria lui U se aude. Sunt mesaje de încurajare pentru Mircea Bornescu și Ioan Andone, din ce mi se spune, nu mai vrea să continue această partidă. Observatorul Gheorghe Nedelescu și supervisorul Alexandru Boc sunt la vestiare și vor hotărâ ce se va alege de această partidă. Ricardo Cadu s-a dus către galeria Universității cu acele gesturi în dreptul inimii, în dreptul emblemei CFR-ului. Parcă și-a pierdut capul aici Bornescu, a văzut roșu sau vișiniu în fața lui Cadu. Da, vom merge acum la Digisport Special, vom da legătura lui Vali Moraru și invitaților săi și vom reveni aici la Cluj atunci când vom avea o decizie în privința acestei partide, acestui derby al Clujului cu numărul 64 în toate competițiile. Da, am venit aici la București, la studioul Digisport Special. Suntem împreună cu Ilie Dumitrescu, Narcis Răducan și Decebo Radulescu. Bună seara, bine ați venit. Incredibil ce se întâmplă la Cluj. O să rămânem cu imagini în direct de acolo până se va termina meciul, sper. Se va lua o decizie, da. Noi încă mai sperăm să se joace această partidă, deși în momentul acesta, așa cum observați, doar jucătorii Universității Cluj sunt pe teren. Cei ai CFR-ului se află la vestiare după ce ambele echipe au cam intrat pe tunelul spre vestiare, pentru că cred că se născuse acolo un conflict, Bornescu versus Cadu, probabil a continuat conflictul de pe teren. Apoi cei de la Universitatea Cluj au revenit pe teren, cei de la CFR au fost rechemați de Ioan Andone. Din câte am observat eu din imaginile din acel moment, Alexandru Tudor a făcut semn spre vestiare, probabil să meargă ambele echipe la vestiare. Dar poate și auzim totuși ce se întâmplă la Cluj, pentru că e mai interesant decât liniștea. Bun. Așadar, cei de la CFR s-au retras la vestiare. Nu mi este clar în acest moment dacă Alexandru Tudor a decis ca meciul să fie încheiat
și să se stabilească rezultatul final la Masa Verde, sau doar este vorba despre o retragere a celor de la CFR Cluj? Sau este doar o celulă de criză, să zic așa, pentru 5-10 minute să vedem ce se va întâmpla? Păi, nu prea se poate. Da, nu știu dacă este adică în regulament. Din punctul meu de vedere, în momentul ăsta nu se poate relua jocul. Din punctul meu de vedere. Pentru că oricare ar fi, deci ori s-a retras CFR-ul și da, mai așteptăm un sfert de oră, dar în momentul ăla Alexandru Tudor ar trebui să fie pe teren. Pe teren. Ori Alexandru Tudor a fluierat finalul jocului. Și clujenii așteaptă. Eu consider degeaba, că Andone nu avea niciun motiv să cheme echipa la cabine. Deci eu consider că primul care a părăsit terenul a fost Alexandru Tudor, care a și făcut un semn și a fost vizibil ceea ce s-a întâmplat, după care bineînțeles că Ioan Andone a chemat-o jucătorii spre la cabină. Eu consider că s-a întâmplat ceva, un eveniment destul de important. Eu cred că a fost violență extremă și o să vedeți, dacă nu cumva unul dintre jucători, cel mai probabil Cadu, e tumefiat. Eu știu că Bornescu, tatăl lui Bornescu e antrenor de, sau a făcut box, și Bornescu a făcut box în copilărie, până la o vârstă destul de, și e posibil ca să fi fost violență extremă și de asta să fi dat reacția. Dar bine, asta ce s-a putut vedea văzut. Adică nu știu ce s-a întâmplat la vestiar, Păi asta a fost violență extremă. Ambele echipe fug să se despartă, cum să ieși din teren. Acestea sunt imagini cu altă cameră de la nivelul gazonului, în momentul în care Bornescu părăsea terenul. Cadu încă nu l-a părăsit în acest moment. A durat puțin. Cadu e aici? Până Cadu. Acum? E încă în teren. Nu-l vedem. Încă o să-l vedem. Iată-l pe Cadu. Acum. Și probabil nu o să putem vedea ce se întâmplă pe... Ba da, uite-l pe Bornescu acolo, că așteaptă. Uite. Au sărit suporteri, oameni buni. Da, cred că a sărit cineva de deasupra cu copertine. Un suporter a sărit, incredibil. Da, uite, colegii noștri au... Da, au sărit suporteri... N-avem sunet pe imaginile astea? Ne să auzim, totuși. Mulțumesc. Oare, dacă îmi permiți, undeva se aseamănă cu episodul nostru de la Ploiești și de ce Bala are dreptate. În astfel de situații, arbitrii se retrag împreună cu observatorul și cei doi reprezentanți ai cluburilor pentru a lua o măsură. Iartă-mă, cameramanul s-a retras, probabil i-a zis cineva că n-are voie să intre acolo să filmeze. Și, într-adevăr, este o celulă de criză acolo și se va lua o decizie în ceea ce privește reluarea. Să mai poate relua. Din ce știu, așa este regulamentul, așa ne s-a întâmplat nouă la Ploiești, chiar dacă am fost clar prejudiciați pentru că au sărit pe teren suportul respectiv, dacă nu se mai arunca cu altă petardă, jocul continua. Deci trebuie să întâmple ceva foarte grav ca meciul să nu se continue. Și când mă gândesc că o brichetă a oprit un meci, da? Bricheta poate să dea foc și... Deci am văzut puțin mai devreme imagini cu altă cameră. S-au oprit acele imagini în momentul revenirii celor de la CFR și celor de la Ocluj, de la altercația de la zona vestiară. Vreau să nu se știe dacă era suporter sau dacă era altă persoană. Vine de sus, dacă colegii noștri mai dau, avem imagini în exclusivitatea, trebuie să le drenăm. Jocul este arbitrului, deci arbitrul va... decide și un observator va decide dacă se va relua jocul. În câteva momente vom revedea acele imagini. Trebuie revedute la infinit, pentru că suntem siguri că avem aceste imagini și sunt imagini care despășesc. Iată gestul lui Alexandru Tudor. Și după aceea, Ioan Andone... Exact. Uite, iată gestul la vestiare. Asta nu înseamnă că se termină jocul. Nu, am înțeles. Eu m-am gândit că a fluierat finalul jocului. Nu, doar a invitat echipele la vestiare. Ei vor reveni după câteva minute și vor decide dacă integritatea jucătorului nu este pusă în pericol, se va rola jocul. Eu am fost convins că Andone nu putea să ia această decizie de unul singur să cheme, să intre... Da, ar fi interesant să mai vedem imaginile cu fuga aia, cu disperarea, cu suporterul ăla care vine de sus. Dacă era un suport, așa mi s-a părut. Acum urmează. Da. Aici e momentul ieșirii lui Bornescu. Imediat o să apară Bornescu în cadru. S-a ieșit deja. A ieșit deja, acum e Cadu. Și acum Cadu. Da, interesant să vedem dacă pică cineva din Cadu tribuna. Cadu cu forțe de ordine, deci nu era singur. Nu. Cine era nu în spatele? Cineva din tribună. Era un jucător? Nu e cineva din tribună, da. Dar putem să vedem cine a fost în spatele lui, exact, reluând imaginea. Era însoțit de un om de ordine. Da. Da, hai să le vedem în continuare. Era însoțit de un om de ordine. Da, și în momentul ăsta e scos afară cameramanul nostru. Da. Dacă... O să stimați conducători, o să ajungem și vremurile când o să filmăm și în vestiare. Stați liniștiți. Da. E adevărat, pe bani,
cum facem și acum, dar o să filmăm și în vestiare. Asta este trendul, o să vedeți. Numai la Bătăi și la Bucurie. Da. Mă rog, la Bucurie se mai filmează și acum. Dacă, acum, dacă mai vedem, acum ne... Fotbaliștii să dea cameramanii afară din zona vestiarilor. Da. Asta e treaba lor. Dar nu era jucător. Nu, 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 a venit și un jucător, Cristescu. Și Cristescu era un jucător, da. Hai să vedem cine în spatele lui. Să nu se vadă cine se bate pe acolo. Da, acum iese Bornescu. E cu Mario, băiatul de la... în Cluj. Vedeți că totuși cei de la CFR fac semne lui Cadu să nu intre în momentul ăsta, să mai aștepte, adică să nu... Da, sunt niște indicații, da, să ne tensionăm, stai un pic. Dar vine și Mureșanu, mai ține puțin, nu se văd pe, fede pe imaginile astea, s-a văzut pe transmisie. Da, e, cine e în spatele lui Cadu? Că nu, sau de unde apare? Aici, nu e, aici nu mai vedem. Așa. Ba da, uite, a, e un, uite-l. În stânga. Stai, că nu știu dacă ăla din stânga sau vine și Bruci sare cu... Ăștia sunt suporteri deja, oameni buni. Nu, nu, da, nu. Cel în short. Înțeleg că nu se mai rea meciul. Cel în short nu este suporter. Păi cel în short. Ia. Cel în short. Hai cu play să vedem cine dă. În short negru. Cel în short negru, da. Și cu bluza ce... E de la... Păi și de unde știi? Da, cel în short... Nu e suporter? Nu este suporter. De unde? Păi era, dacă o să mai dăm o dată imagine, dar putea să fie intrat cineva din stafful. Să fie din staff, e din staff. Crezi că e din staff? Da, da, da. Și eu cred. Pentru că are training-ul asemănător cu ceilalți și... Are short-ul... Și de ce, ce-ar fi căutat un spectator acolo? Este în short... Da. Negru. Da, înțeleg că meciul nu se mai rea. Incredibil. Dacă incredibil. Nu putem să intrăm în live video, să intrăm măcar pe telefon cu cine avem pe acolo, care a fost mai aproape de... Da, am încercat să luăm legătura cu președintele Ligii Profesioniste și cu președintele CCA. Din păcate, mai sunt și alte evenimente astăzi. E vorba de dineul oficial al finalei Europa League. Da, poate sunt niște televizoare pe Digisport pe acolo și... Mai văd și alții cam ce se petrece în, în România. Da. Eu nu sunt convins totuși că era cineva din staff. O, da, o să le mai vedem, stai liniștit de ce. Dacă era ceva din staff, cred că nu se oprea meciul, dar din moment ce suporteri au pătruns pe... Eu așa cred. Eu cred că era cineva din staff, da? Acolo era în short, în short negru. Dar nu e sigur că ăsta este incidentul care a oprit jocul. Da. Dar ce s-ar mai fi putut întâmpla? Bun, s-au mai bătut Bornescu cu ăla, s-au mai bătut alții pe la vestiare. Da, adică de facem ce o să celula de criză. Da. Băi, ce facem? Continuăm sau nu continuăm? Și decidem că nu continuăm pentru că... Dar cine e defavorizat acum? Păi... Da. Nu? Steaua că... Vaslui? Nu, 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 nu. La în speța măcar asta. La în speța asta? Nu? Pentru da, că pentru un, mă rog, nu știu ce incident a fost acolo. Da, în dreapta, sunt, în dreapta, da, cum priviți ecranul, sunt imagini în direct. Jucătorii, vă spuneam, informația de acolo de la stadion este că nu se mai reia partida. Jucătorii Universității Cluj salută galeria și galeria și prezintă tot arsenalul pregătit pentru un eventual gol al Clujenului. În stânga sunt imaginile din momentul plecării de pe teren. Decizia lui Alexandru Tudor de a trimite echipele la vestiare. Ai avut dreptate, n-ar ce să m-am pripit, am crezut că afluiera finalul și atunci nu se mai putea relua. Iată că, până la urmă, nici nu se reia, dar nici nu-mi dau seama cui este răspunderea. Adică, ce se va judeca la masa verde? Ce rezultat să dai? Păi dai 3-0 pentru cine? Bicheta. Nu, aici, pentru cine? Echipa gazdă și pentru cel care a provocat incidentul. Deci cel care a provocat incidentul? Se pare că tipul în short... Negru. Nu, stai puțin. Aici eu... Până acolo. Nu, păi nu că ăla este elementul determinant. Ăla e, ăla e, vali. Clar. Bornescu pleca la cabină, Cadu pleca la cabină, da. Iar jucătorii urmau adică să înceapă. Adică ori e un suporter. Asta nu înseamnă că Bornescu nu s-ar fi bătut Cadu dacă nu intervenea cineva. Păi asta nu știu, în prima fază a fost un oficial sau un suporter și nu s-a ajuns până la Bornescu și sunt convins că asta e. Da, mă rog, nu știu. E, cu siguranță vom avea o poziție oficială de acolo, de la, da, la și stadion. Și foarte scurt. Dar în orice oficială, caz... oficială, dar nici oficialii celor două cluburi nu poate să... Va fi o decizie a Comisiei de Disciplină, nu? Se va stabili scorul la masa verde. Până acum n-au fost... Cineva, îmi spune cineva, scuză-mă, Ilie, da, că tipul în blugi
este un anume domn Dan Tocaci, dacă vă spune ceva. Asta... Cel în blugi, cel în blugi. Păi nu, că nu cel în blugi. Da, nu cel în blugi, lovește. Cel din stânga e din staful auxiliar, înțeleg, al lui Ucluj. Deci este din staf. Este era, nu, eu am înțeles acum, mi-a trimis și mie cineva un mesaj, pe Cadul lovește un masor de la U. Uh-huh. Deci hai că mergem la Cluj să stăm de vorbă cu Alexandra Turda, colega mea. Bun găsit, Alexandra, ne vedem mai devreme decât ne așteptam, pentru că așteptam fluierul final. Oricum, există un fluier final în momentul ăsta, Alexandra. Înțeleg că meciul nu se mai reia. Dă-ne toate amănuntele pe care le cunoști. Da, din păcate, așa este, ai dreptate. În acest moment Alexandru Tudor a hotărât ca partida să nu se mai rea. Nu știm însă deocamdată dacă Universitatea Cluj va câștiga această partidă cu 3-0. Așteptăm din moment în moment ca un oficial, unul dintre observatorii acestui meci, să ne spună concret care este decizia arbitrului. Tot ce pot să vă spun este că eu personal, obiectiv vorbind, nu am mai trăit niciodată așa ceva în viața mea. Eram în momentul în care au început incidentele pe teren, chiar în spatele porții lui Mircea Bornescu. Cadu a bătut acel penalti și apoi a mers imediat să întărâte galeria Universității Cluj. Imediat lângă el a apărut Mircea Bornescu, care probabil ați văzut și voi pe cadre, a început să-l ia la bătaie pe Cadu. Însă mă opresc pentru că am un invitat foarte, foarte important. Este vorba despre Claudiu Niculescu. Claudiu, spune-mi ce s-a întâmplat, ce vi s-a transmis din partea oficialilor, din partea observatorilor, din partea arbitrilor? S-a suspendat meciul. Adică nu se mai joacă. Nu știu să vă spun mai multe, pentru că a venit Felix Grigore, mi-a spus că domnul Tudor vrea să oprească meciul, a fost bătaie generală. N-am înțeles foarte exact, dar nu este normal ce se întâmplă în acest campionat. Nu este normal. Nu este normal. Domnul Tudor avea o părere extraordinar de bună despre dânsul. Din câte am înțeles, nu știu, n-am văzut, încă n-am apucat să văd faza penaltiului. A venit aici clar, clar, cu lecția bine învățată. Mi-a schimbat în această seară total părerea despre acest arbitru. A dat un garduraș galben la Galamaz ca să-l potolească din minutul 5 sau 6 penalti, care am înțeles că nu a fost. Și plus de asta, și plus una și una peste alta, vine și acest mare jucător, Ricardo Cadu, de la CFR Cluj, care la el în Portugalia era un nimeni, și provoacă suporterii. Știa că este un meci de risc maxim și a provocat intenționat. Sunt convins că au făcut intenționat acest lucru, ce au făcut în seara asta. Sunt convins de acest lucru, au făcut intenționat ceea ce au făcut în seara asta aici. Nu pot să spun că știu foarte bine regulamentul. În acest caz ar putea Universitatea Cluj să câștige cu 3-0. Vi s-a comunicat așa ceva în acest moment? Nu știu, nu cunosc regulamentele, ce măsuri se vor lua în acest caz. Nu știu că dacă vom pierde cu 3-0 sau dacă meciul se va rejuca, habar n-am și nici mă interesează în acest moment. Era un spectacol frumos în tribune, a trebuit să vină, repet, acest mare jucător, care, repet, la el în Portugalia era un nimeni. Nimeni nu era în Portugalia. Și vin și câștigă milioane și zeci de milioane, zeci de mii și sute de mii de euro pe lună aici, în România. Și sunt mari fotbaliști. Și vine și face ceea ce face. Bineînțeles, și Mircea a greșit foarte mult, nu trebuia să răspundă provocărilor, dar nu poți să faci așa ceva. Nu poți să faci așa ceva, ceea ce a făcut Cadu în seara asta. Nu poți. Mergi, bucură-te cu suporterii tăi, fă ce vrei tu, dar nu te du în fața suporterilor noștri să inciți. I-a incitat intenționat. Dar riscul de a pierde meciul ăsta? Să piardă ei meciul? Nu! Ce se întâmplă? Lua un cartonaș galben. Știa că suporterii noștri, știa că suntem toți cu nervii întinși la maxim la acest meci și a profitat de acest lucru. Repet, cred că a fost chestie intenționată. Totuși și elevii tăi, dacă putem să le spunem așa, cu Bornescu în frunte, nici ei n-au fost prea calmi, au reacționat, crezi, așa cum trebuie la gestul lui Cadu? Au greșit, da. A spus mai devreme că Mircea a greșit, nu trebuia să răspundă provocărilor, dar puneți-vă și în locul lor. Puneți-vă și în locul lor. Încercați să vă puneți puțin și în locul jucătorilor. Nu le găsesc nicio scuză. Nu, să nu credeți că acum încerc să le caut scuze jucătorilor. Nu, jucătorilor mei, nu. Dar nici nu pot să faci așa ceva. Ceea ce a făcut Cadu în seara asta, rar mi-a fost dat să văd pe un stadion de fotbal în România, la un derby important din campionatul nostru. E o experiență nefastă pentru tine și ca antrenor. Tu așteptai mai degrabă poate o victorie, un meci frumos, o victorie obținută pe teren a Universității. Ce să zic, sunt atât de dezamăgit și de trist pentru ceea ce s-a întâmplat în această seară aici, că nu știu, nu găsesc cuvintele, sau mi le găsesc cu greu.
cred că dacă meciul se juca în continuare, mai ales acum cum eram, am rămas 10 contra 10, cred că aveam puterea și sunt convins că am fi reușit să întoarcem rezultatul. Dar din păcate, domnul Alexandru Tudor a vrut să facă pe cineva campion din seara asta. Trebuie aduși arbitrii străini la această partidă, așa cum a cerut inițial Universitatea Cluj? Dacă vă aduceți aminte, m-ați întrebat acum vreo 3 săptămâni. Mă bucur că e un arbitru român la acest meci și dacă vă, exact cum îți reproduc exact ceea ce am zis atunci. Doar nu fi nebun, doar nu fi nebun să facă vreo greșeală gravă potriva noastră cu la cine bunii va vise pe stadion. Iată că Alexandru Tudor a făcut, a făcut. Și iată a ieșit ceea ce a ieșit. Pe culoar, acolo la intrarea pe... Pe culoar n-am văzut absolut nimic. Doar am văzut beleul jucătorilor de acolo. Am ajuns târziu, nu știu, n-am văzut. Nu pot să vă spun exact ce s-a întâmplat pe culoar. Tu ai intrat în îmbrânceala asta generală? Ai fost bruscat? Nu, am încercat să-i despart. S-a creat un meleu, ambele staff-uri, cu toți jucătorii, cu toți. Am încercat să-i despart, pentru că toți erau cu nervii tâși la maxim. Dezamăgit de decizia pe care a luat-o Ioan Andone, din câte am înțeles, el a hotărât să retragă echipa CFR de pe teren în această seară. Treaba dânsului, nu mă interesează, nu mai, ce să zic. Asta este, sunt prea trist, sunt foarte, foarte dezamăgit de ceea ce au făcut acești mari campioni de la CFR Cluj. Îmi pare rău, i-am respectat, niciodată n-am dat declarații răutăcioase împotriva lor, niciodată. Am respectat și respect toată echipa din România și pe toți oamenii de fotbal din România. Dar ceea ce au făcut ei în seara asta aici, nu e normal. Eu după acest meci mă pregăteam să te întreb dacă simți că acest derby local de Cluj are aceeași încărcătură ca și un Steaua Dinamo. Acum ce gust ți-a lăsat acest derby? Da, am spus de când am venit, da, are aceeași încărcătură. Aceeași încărcătură. Ba din contră, cred că și mai tare. Dovadă că ce s-a întâmplat în seara asta, dacă și cred că ar fi ieșit, eu știu, în acele momente, cred că mai rău de atât, dar asta e, pentru că știa acest lucru Cadu, era conștient de acest lucru, că suporterii universității îl urăsc foarte mult și tocmai el a trebuit să sară gardul, să meargă în fața peluzei. În fine, ăsta este caracterul lui. Că și cineva de la voi, Liviu Ciucă, ar fi intrat în această debandadă generală. Liviu Ciucă. Nu știu, n-am văzut, te rog să mă crezi că n-am văzut, am încercat să fug pe teren, acolo să-i despart, am încercat să-i reproșez lui Cadu pe teren, a zis, bă, nu se poate să faci așa ceva, nu trebuie să faci așa ceva la un meci în România, fă la tine în Portugalia, de unde ești tu sau de unde naiba e, dar nu faci așa ceva în România, mai ales când, repet, știi clar că este un meci de risc maxim. Nu poți să faci așa ceva, nu vine să cred. Nu vine să cred că am apucat să jucăm doar câte minute, 20 de minute, 25 de minute. Cam să-i stăgeți. Uitați, ce frumos. Suporterii nici acum nu pleacă acasă. De ce? Pentru că a trebuit un jucător să strice acest meci. Foarte bine, ne-a dat gol, că a fost, că n-a fost penalti. Du-te și bucură-te cu suporterii tăi. Nu e absolut nicio problemă. Concluzie, ce spui tu, Claudiu, e că tot ce s-a creat în această seară e din vina lui Cadu? Bineînțeles, 100% din vina lui Cadu. Și vă repet, vă spun ceea ce v-am spus și la începutul acestui interviu. Sunt convins că a fost o chestie făcută cu intenție. Și cu asta am spus-o tot. Mulțumim tare mult, Claudiu. Așteptăm și un alt oficial din partea Universității Cluj în scurte momente să ne spună exact ce s-a întâmplat, poate să ne dea și mai multe detalii despre decizia arbitrului Alexandru Tudor.